Pentru îndeplinirea obiectivelor în domeniul prevenirii criminalității au fost elaborate și implementate trei programe prioritare de acțiune care au vizat perfecționarea sistemului relațional și prevenirea comiterii unor categorii de fapte antisociale. Programul de prevenire a delicvenței juvenile și a victimizării minorilor, programul de prevenire a infracțiunilor contra patrimoniului, programul de prevenire a violenței în familie. În anul 2020, Inspectoratul de Poliție Județean Bacău a desfășurat activități specifice în baza și pentru aplicarea și respectarea legii prevenirii sau limitării răspândirii noului coronavirus SARS-CoV-2 și reducerii efectelor asupra populației. Polițiștii au acționat cu fermitate și responsabilitate pe raza de competență pentru menținerea sub control a infracționalității, fapt pentru care, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, infracționalitatea sesizată prezintă o diminuare cu 11,9% față de anul 2019, aceasta fiind cea mai mică valoare înregistrată în perioada 2009-2020. Au scăzut cu 12,1% infracțiunile de natură judiciară, cu 1,3% cele de natură economică și cu 13,4% infracțiunile de altă natură. Infracțiunile stradale au scăzut în perioada analizată cu 14,3%. Pentru siguranța cetățeanului au fost organizate 757 de acțiuni preventive și executate 2640 de controale, ocazie cu care s-au constatat în flagrant 1483 de infracțiuni și s-au aplicat 101.033 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 49,6 milioane de lei. S-au realizat 23.027 de intervenții la evenimente, din care 18.899 la solicitări prin 112. Au fost ridicate în vederea confiscării 45 de arme, 373 bucăți muniție, 1.843 kg articole pirotehnice, 28.931 metri cubi materiale mnos, 360 kg metale feroase, 200 kg deșeuri și substanțe periculoase, alte bunuri în valoare de 3,4 milioane de lei, precum și numerar provenit din operațiuni ilicite în valoare de 14.000 de euro și 98.500 de lei. În cursul anului, la nivelul județului, au fost emise în total 253 de ordine de protecție, din care 95 provenite din ordine de protecție provizorie. În anul 2020 s-a reușit diminuarea numărului infracțiunilor contra patrimoniului cu 12,9%. De asemenea, infracțiunile de furt sesizate au scăzut cu 14,3% în anul 2020. Infracțiunile sesizate de natură economico-financiară s-au diminuat cu 1,3% față de perioada similară anului trecut. Pentru prevenirea și combaterea ilegalităților în domeniul operațiunilor comerciale cu țigarete, tutun și produse din tutun au fost organizate și desfășurate 8 acțiuni, în cadrul cărora s-au efectuat 5 percheziții domiciliare. Au fost confiscate peste 2.101.426 de țigarete, fiind instrumentate un număr de 14 dosare penale față de 16 persoane, din care 8 au fost supuse unor măsuri preventive. În mediul rural s-a înregistrat o diminuare cu 7,6% a infracționalității sesizate. Criminalitatea sesizată contra persoanei a scăzut cu 6,5% față de anul precedent, iar cea contra patrimoniului a scăzut cu 8,5%. În domeniul silvic au fost organizate acțiuni în urma cărora au fost întocmite 351 dosare penale și au fost aplicate 571 de sancțiuni contravenționale. În domeniul piscicol au fost organizate acțiuni și controale, ocazie cu care au fost verificate 33 de obiective și controlate 270 de vehicule. Au fost întocmite 24 de dosare penale și au fost aplicate 49 de sancțiuni contravenționale în valoare de 31.630 de lei. De asemenea, s-a dispus confiscarea a 30 de plase de pescuit și a 2 ambarcațiuni. În vederea atingerii obiectivului privind siguranța rutieră pentru prevenirea și combaterea producerii evenimentelor rutiere pe arterele deschise circulației publice, precum și pentru combaterea faptelor de natură antisocială care se comit în apropierea drumului public, au fost organizate 593 de acțiuni preventive, în cadrul cărora au fost aplicate 53.602 de sancțiuni contravenționale. Au fost reținute 7.216 de permise de conducere și retrase 382 de certificate de înmatriculare. Principalele cauze generatoare de accidente grave au fost indisciplina pietonală, 49 de accidente grave, cu un minus de 19 față de anul 2019. Viteza neadaptată la condițiile de drum, 34 accidente grave, cu un minus de 8 accidente față de anul trecut. Neacordare de prioritate, 30 de accidente grave, cu un minus de 17 de astfel evenimente comparativ cu anul 2019. În anul 2020 au fost desfășurate activități specifice față de 114 persoane, din care 61 urmărite internațional, și au fost executate 60 de mandate europene de arestare sub coordonarea și controlul procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău. Pe linia supravegherii persoanelor față de care au fost dispuse măsuri neprivative de libertate, au fost desfășurate activități specifice față de 268 de persoane, din care 220 sub control judiciar și 48 în arest la domiciliu. Pentru siguranța comunității,
comunității se acționa permanent pe linia destrămării grupurilor de persoane cu preocupări infracționale. Urmarea acțiunilor desfășurate, 35 de grupuri de persoane au fost trimise în judecată. Au fost cercetate 99 de persoane, din care 45 în stare de reținere sau arestare.